Probabil că o singură întrebare la care să fiu dispus să răspund sincer m-ar salva de la orice neplăcere. Cui bono, spune Cicero, adică cui folosește? Sunt oare niște laboratoare de gândire cumva în spate sau sunt niște oportunități? E acea informație care poate să-ți schimbe comportamentul. Aflai că există vedeta acutare despre care probabil că nici ea nu știa că e vedetă pentru că nu avea nicio activitate înainte. Foarte mulți au considerat că dacă și-au făcut un blog sau o pagină de Facebook, sunt jurnaliști. Te-ai simțit cumva vânat? În... Da, pentru că eu am avut și alte informații. Chiar cu două săptămâni înainte să se întâmple prima chestie, vezi că ai intrat în vizor. Când ai la dispoziție instrumente atât de moderne spațiu online, web, platforme de socializare, obții rezultate mult mai rapid decât înainte când era presa scris. Și se pot strecura sau ți se pot strecura de către interesați în așa fel încât să propagi ceva ce e ce fie adevărat, fie pe jumătate adevărat. Principiile nu pot avea sezoane în funcție de exact. cum îți convine. Acum se întâmplă niște lucruri mult mai grave decât cele pentru care ieșau și taxi și stau în casă. Unde s principiile? Îți schimba atenția te face măcar confortabil pe perioada în care nu mai ești atent la ceea ce te doare foarte Nu tare de fapt, și asta vezi scopul? de fapt. Asta este... Ați auzit probabil expresia pâine și circ, o expresie cu o vechime de peste 2000 de ani. A fost folosită pentru prima dată în satirele lui Juvenal. Poetul latin a caracterizat astfel spectacolele de circ oferite de către conducătorii romani, plebei nemulțumite, cărora la final le ofereau și mâncare gratuită. Astfel, aceștia se linișteau. Astăzi, semnificația expresiei se referă la a oferi poporului lucruri neînsemnate pentru a distrage, sigur, atenția de la lucrurile reale. Ne-am obișnuit în ultimii ani ca în spațiul public să existe circ. Și despre asta vom vorbi acum. Ca în vechime, Pâine și circ fusese cheia lui Nero. Și de azi, pe mâine, ștabii români au prins ideea. Pe jumătate. Nu dau pâine. Atât de mult suntem atrași de circ, încât devine mult mai important chiar decât pâine. Cum e posibil? Liderii politici știu asta foarte bine. Uneori varsă atât de multă ură în societate în mod calculat pentru a obține beneficii financiare, putere, ori pentru a câștiga bătălii politice, sfidând adevărul și în mod cinic afectând interesul oamenilor. Ce face poporul? Aplaud, savurează. Semințele urii care ies din gura lor sunt plantate în milioane de minți, iar rodul lor este violența. Dar, până la urmă, eu, ca individ, cum ar trebui să mă raportez la ce se întâmplă în spațiul public pentru a nu cădea în capcană? Probabil că o singură întrebare la care să fiu dispus să răspund sincer m-ar salva de la orice neplăcere. Cui bono, spune Cicero, adică cui folosește? Dar apoi ar trebui să aflu și pentru ce scop. Răul nu se află în pâine și circ, ci în dorința oamenilor de a-și vinde drepturile de oameni liberi pentru burțile pline și emoția jocurilor care ar servi la distragerea atenției lor de la oamenii flămânzi, după adevăr, pe care pâinea și circul nu-i poate sătura niciodată. Înțeleg de aici că mai vinovați decât cei care organizează circul sunt cei care participă activ la spectacol, dar și că cei care participă activ plătesc un preț, prețul de om liber. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Ne asigură cea mai importantă carte din istoria omenirii, dar mai spune și că avem datoria de a fi vigilenți, ca nu cumva să ne înșele cineva. Libertatea este lucrul cel mai de preț. Libertate înseamnă adevăr. Te aștept să interacționăm. Mă bucur să-l am astăzi ca invitat pe Răzvan Dumitrescu, un binecunoscut jurnalist cu o experiență de peste 30 de ani, și sunt onorat că suntem colegi de mai bine de 12 ani. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și o mea. mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să intrăm direct în Te subiect. Îți aduce aminte când a fost pentru prima dată în cariera ta când ai simțit că ți se servește pâine și circ? Când au apărut tabloidele, a fost o perioadă de presă scrisă. Prin tabloid nu înțeleg ceea ce înțeleg englezii, pentru că ea chiar și au anchete serioase câteodată. Nu. Era vorba despre niște publicații care practic nu conțineau niciun fel de informație, nicio știre, ci conțineau practic elemente și decupaje din tabloide din străinătate, traduse în română și apăreau zilnic sau săptămânal. Erau adaptate cumva la uh, oameni de la noi? Nu, aflat că există vedeta acutare despre care probabil că nici ea nu știa că e vedetă, pentru că nu avea nicio activitate înainte. Și în general ești vedetă după ce au o activitate în spate. Nu, ei erau întâi prezentați ca vedete și după aia urma activitatea, ca să zic așa. Uh, și contraziceau ceea ce, ca definiție, americanii o foloseau ca definiție pentru știre uh, valoroasă și anume... E acea informație care poate să-ți schimbe comportamentul odată ce o afli. Nu avea nicio legătură specia respectivă cu definiția de știre în sensul de informație care ți-ar putea schimba comportamentul odată ce ai aflat. Deci atunci a fost primul val, care a și distrus, de altfel, în opinia mea, credibilitatea presei scrise, dar a distrus-o cu succes pentru că se căuta ce să vezi. Odată ce a apărut, Gustul publicului a mers în direcția respectivă. Cu pâine și cir? Da, pâine și cir se servește foarte mult, mai ales în momentele în care ești dispus să îți pui foarte multe întrebări și cei care conduc la un moment dat sau sunt la butoane nu au răspunsuri la întrebările respective. Și atunci vine circul. Multă vreme, circul însemnau niște anchete DNA. Apărau, săltau, politicieni, toți. O, sau un pic mai, mai recent. Mai recent, da. Dar, fiind totul live, în direct circul era asigurat, nu erau benzi desenate. Dar era și pentru presă, pentru că nu e așa, erau, totul se desfășura în direct. N-aveai cum să nu dai lucrurile alea în direct. Totul după care despre... a venit și dovada că a fost circ, când a urmat după niște ani achitări pe bandă rulantă pe motive de. Nu există fapta. Nu este prevăzută de legea penală. Sau pe motiv că s-au încălcat drepturile constituționale. S-a dovedit că era circ. Sunt anumite subiecte care, dacă ne uităm la ele, probabil n-ar trebui să fie nici măcar în top 100 subiecte de interes public. Da. Și totul, totuși ele apar și inflamează cumva societatea. De unde apar? P din această chestiune, din ce spuneam. Adică trebuie să acopere probabil niște lucruri. Comunicarea asta a evoluat și este absolut e o știință. Știința comunicării. Și când ai la dispoziție instrumente atât de moderne, spații online web-ul, platforme de socializare, obții rezultate cu mult mai rapid decât înainte când era presa scrisă. De câte ori poți să faci un update într-o zi la o informație în desfășurare pe un site al unui ziar? De oricâte ori este nevoie. Înainte odată ce tipărai ziarul, s-a terminat și poți să aveai... și corectezi anumite erori. Sigur, dar poți să dai și informații informație în timp real, sau din minut în minut la un moment dat. Exact. Înainte ai tipărit ziarul la revedere, e pe piață. În cel mai bun caz mai avea o ediție, cum aveai în minutul zilei, ediția de prânz și gata. Vrei să spui că responsabilitatea era mult mai mare, pentru că odată da. ce ce îi rămânea. Da. Când... da. era și mult mai mare și era și o bătălie pentru cine aduce prima o informație pe care nu are decât el, nu are nimeni altcineva. A dispărut acest antrenament la care era supus Ziaristă de modă veche, ce să vezi? Așa se numesc acum. Omul a alerga să obțină acea informație, cât un fotbalist din echipa națională astăzi, probabil. Acum nu știu cine era mai fotbalist, jurnalistul care era mai puțin fotbalist, fotbalistul care aleargă doar cât un jurnalist, astăzi. Acum jurnalismul da. de teren se face mai mult din fața computerului. A, nici nu prea e cum altfel, pentru că îți dă un corespondent uh, o informație din teren, după care tu te duci pe aici să verifici minister, legi și alte chestii și o echipă întreagă o asamblează în cât în câteva minute. Au evoluat mijloacele. Când au evoluat mijloacele, tentația este să nu te mai duci în teren și când nu te duci în teren, apar tot soiul de lucruri care ți se strecoară, pentru că ai văzut cu ochii tăi. Și se pot strecura, sau ți se pot strecura de către interesați, în așa fel încât să propagi ceva ce, ce au interes. fie interes. adevărat, fie pe jumătate adevăr, fie ceva care nu prea contează, dar care ia fața în momentul ăsta. Există conceptul de agenda settings. Cine face, de fapt, agenda cetățeanului? Păi, uh, sunt mai multe etape aici. Au fost uh, etape în care ziarele făceau agenda cetățeanului. Chestia asta înfuria pe oamenii politici extrem de tare. Tot timpul politicienii trebuiau să răspundă întrebărilor pe care ziarele le lansau, fă făcând astfel agenda, pentru că îi puneau pe ei în defensivă, ei tot timpul trebuiau să răspundă la ceea ce alții creau. Acum ei creează și alții difuzează ceea ce ei creează din același motiv, pentru că s-au schimbat instrumentele. Uh, îți dai seama ce însemna când un ziar lansa niște întrebări unui politician uh, care a avut, să zicem așa, lipsa de prezență de spirit să nu răspundă atunci când le-a primit în scris, și ziarul zice: L-am întrebat, asta e lista și n-a răspuns încă. Și chestia asta stă 24 de ore și lumea o citește să răstogolește. asta își dă seama că n-a răspuns, ar fi vrut să răspundă, dar până la ediția următoare nu are cum să facă lucrul ăsta. Când au apărut uh, aceste platforme, mecanisme, foarte mulți au considerat că dacă și-au făcut un blog sau o pagină de Facebook, sunt jurnaliști. Și uh, nu numai că ei au considerat asta, dar foarte mulți care citesc presă, bloguri, uh, site-uri ale unor publicații, unor stații TV sau radio, chiar ei fac confuzia cu un blog sau cu o pagină web a unui individ care zice, Dom'le, sunt jurnalist, am descoperit eu nu știu ce. Și dacă ești jurnalist, te duci pe fir în sus, vezi că omul a confundat o chestiune a interpretat eronat o altă treabă, pentru că, de fapt, neavând instrumentele de jurnalist la dispoziție, s-a părut lui că așa stau lucrurile și a devenit literă de lege pentru el. Se propagă, se răstogolesc, după care primești tu jurnalist somații. Dar de ce nu arăți aia? Dar de ce nu spui aia? Păi nu spun că e o prostie. Pentru că e mai mult interpretare decât e, informație, e fapt. o interpretare nici măcar corectă. Pare că uneori uh, cineva are o telecomandă și schimbă atenția de la un subiect la altul aproape instant. Oamenii de ce se lasă atât de ușor de, de conectați și conectați? Pentru că înainte se întâmpla o chestiune și anume, domne, de ce nu duceți un subiect până la capăt? adică, bun, ne-ai dat știrea, e nasol. Dar de ce nu vă țineți de capul lor? Acum dacă te ții de capul lor, ești un prost. Devine de dar de ce? Că ne-ați mai zis asta, că nu știu ce, de ce? Acum, mai intră în conflict somația pe care o aveau înainte, ține-te de capul lui până se rezolvă. Cu domnule, dar știm asta dar ne mai interesează. Iată. Sunt anumite știri care parcă nu au follow-up, adică ai dat știrea... Da, bun, sunt anumite știri care par știri, dar, de fapt, nu sunt știri. Adică, repet, informația, știrea aia valoroasă e cea care, dacă ai, ai ajuns la tine, îți poate schimba comportament. În ce măsură jurnalistul Răzvan Dumitrescu, în momentul în care simte că există pe piață o non-știre își pregătește emisiunea și ar dori să o evite. Păi nu. Dar, la, dar nu poate pentru că vorbește toată lumea. Mă refer la acel eveniment, care pare a fi eveniment și pe care nu ai timp să-l verifici și trebuie să te gândești de două ori ce fac. Îl asum așa, că așa a venit, sau nu îl asum așa. Și atunci, sigur că aici este o permanență, o permanentă luptă, pentru că tu, ca singur jurnalist, nu poți să verifici. Echipa Practic, trebuie să facă lucrul ăsta. Mulți nu înțeleg că în spatele unei emisiuni e o echipă. Eu am însă o regulă de, la care țin foarte mult, fiind TV, îmi trebuie imagini. Vreau să văd imaginile de la evenimentul respectiv, în primul și în primul rând. Atunci e știrea completă. Imaginea e mai importantă uh, decât uh, alte informații în TV, pentru că de e televiziune, altfel e radio. Televiziunea lucrează cu imagine. E, sigur, lucrează cu imagine. Deci asta e toată chestiunea. Dar noi am trecut în niște crize uh, în care provocarea a fost foarte mare. De fapt, am trecut. Trecem prin crize, că nu au trecut crizele, vin altele peste cele care deja există. Uh, și când ai astfel de crize toate în derulare, și toate suprapuse, E foarte greu să faci prioritizări și să ții cont de, să poți verifici toate lucrurile astea. Cum să verifici ceea ce vine pe canale oficiale, ale oficialilor din Ucraina sau Rusia? Cum, cum să verifici tu din România? Le dai pentru că sunt asumate oficial. Într-un război, de pildă, ambele tabere nu sunt inepte încât să spună adevărul până la capăt, pentru că în felul ăsta și-ar devoala propriile acțiuni, și ar confirma sau infirma adversarului reușitele aceluia în teren. Niciodată nu o să vezi că cineva confirmă că uh, da, domnule, ne ați lovit exact pe coordonatele respective, ați reușit. Nu o să zic că Poate fi o ca asta. cel mă. Sigur că da. Deci aici trebuie să ți le asumi în felul ăsta. Le dai pentru că le-au dat ei. Nici n-ai cum să fii chiar presupunând că ai corespondent. Asta înțelege foarte puțină lume. Ai un corespondent de război în teren și noi am avut. Cine crede că omul ăla se poate plimba liber pe țara aia, când vrea el și pe unde vrea el, nu are o minimă logică la dispoziție. Nu știe de fapt cum merg lucrurile. Păi, acolo când te-ai înregistrat ca și corespondent război, dacă pleci de capul tău, te arestează ea pe motiv că ești spion. Tu trebuie să le ceri voie și eventual mergi însoțit de ea în teatru de operațiuni. În momentul ăsta e limpede că ai acces doar la o bucată din teatru de operațiuni și anume la bucata la care te poți deplasa cu ăla fără să fii arestat. Dacă te duci Jurnalist acreditat de ucrainieni, vezi cam ce vor ei să-ți arate? Dacă te-ai putea duce, jurnalist acreditat de URSS sau cum îi spuneam, ce ar arăta ce își doresc ei ce să vezi. să-ți arate, despre asta vorbim. Despre asta hmm. vorbim. A, sunteți viteji unii dintre dumneavoastră, credeți că sunteți jurnaliști? puteți verifica, mergeți în Ucraina sau în Rusia. Verificați. Succes. Au fost niște tineri care au Succes. Au, au mers. verificat. <laughs> Și ce s-a întâmplat? Abia au reușit să se întoarcă. <laughs> uh, vi vi exact. Ok. <laughs> Mult succes! Da. Media a trecut de-a lungul anilor și vorbeam chiar la început, ai dat câteva detalii, prin niște etape, plecând de la găina cu puii dacă îți da. aduci aminte. Da, cu trei e, A, -a... fost cu trei picioare. Nu știam asta. Da. La presa de cancan, da. senzaționalul de tip TV. și apoi clickbait-ul din online. Ce da. crezi că urmează? Foarte greu de spus. Eu cred că e epoca blogurilor personale cu de domnule, am pretenția că sunt jurnalist. Dar ce meserie? Nu contează, domnule. Se numesc eu platforme, nu mai sunt bloguri. Da. Când vezi că, într-o epocă precum asta, sunt cenzurați de platforme serioase, inventatori și laureați Nobel pentru că au alt discurs decât cel al oficialilor, adică Luc Montagnier, Dumnezeu să-l odihnească, că între timp a decedat. Laureat Nobel pentru cercetări în HIV, în sistem imunitar, a avut niște păreri cu privire la această pandemie și la felul în care acționează unii. Suma tuturor cv celor care îl bajocoreau nu erau nici prima pagină din cv acestui om, ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Robert Maloney, unul dintre inventatorii tehnologiei mRNA, a avut și ala niște considerente pe cum au făcut vaccinul. El n-a criticat tehnologia, a criticat felul în care au ales ei vehicul. Nu, avea cum să, să critique extrima, că era da. inventator. Domne, dacă nici de ăla nu trebuie să ținem cont care a inventat tehnologia pentru care acum avem vaccinul mRNA, dacă și la bate câmpii, atunci poate că un mecanic auto ar trebui să se pronunțe asupra acestei chestii. Tehnologia îți permite, pe aceeași măsură pe cât poate promova indivizi dubioși, pentru că trebuie promovat și te ajută pe tine din spate să-ți construiești potrivit interesului un mesaj, dar la fel de bine te poate ajuta să astupe gurile unora care chiar au ceva de spus și au în spate argumente și știință de carte, în sensul ăsta. Asta este marele pericol pe care nu îl întâlneai acum 20-25 de ani. Acum îl întâlnești, e regulă. Erau alte mecanisme e pentru regulă. presă. Există un mecanism. Există ca orice altă nouă armă. E o de profesionalizare, cumva? Asta va duce la deprofesionalizare, pentru că vei fi dispus, fiind foarte facil, să iei de gata orice. Și nu numai că iei de-a gata orice, dar la un moment dat ți-e și greu să verifici lucrurile alea. Nici nu ai instrumentele, pentru că nu le ai mai exersat de verificare. Cât știu de pildă că există o lege de acces a informațiilor publice în Statele Unite, se numește FOIA, Freedom of Information Act, la care au acces, îți vine să crezi chiar și cetățenii non-americani. Și cât știu asta? Că tu poți, nefiind cetățean american, în anumite condiții, să faci apel la Freedom of Information Act și ce să vezi, ei sunt obligați să spună informația la dispoziție. Cât știu asta ca să verifice anumite lucruri? Probabil acolo. nimeni. He, eu am făcut bursă la ei în 99 și știu de atunci. Recent au fost două subiecte care cumva au făcut furori. Dacă ne aducem aminte de copiii gălăgioși de pe la terase și un, al doilea subiect, un anumit domn care era un pic deranjat de pielea doamnelor de la mare. Da. A, asta eu le consider un subiect. A vorbit absolut toată lumea despre asta. Da, bun. Cu ce impresie okay. ai nu rămas? S-a micșorat temperatura cu un grad după chestia asta, au crescut pensiile, s-a terminat războiul din Ucraina... Uh, nu o să mai avem criză economică. A mai fost uh, o declarație a ministrului de finanțe despre babuini. Babuinii erau băieții care sunt patroni și... Uh, Dar a spus atunci, eram analist, vorbeam da. cu alt limbaj, acum Sigur. sunt exact. reprezint ministerul, Bun, da. am altă părere. Te-ai dedublat și ți-ai schimbat părerea? Sau tu care credeai babuini, ai ajuns între timp ministrul de finanțe crezând în continuare babuini? Nu știu. Asta da, ar putea fi important din punctul ăsta de vedere. Dar în rest, celelalte, mie mi se par că Poți schimba comportamentul. Sunt unele pe care le poți analiza din perspectiva bunelor maniere și a bunului simț etalat public. Și atunci, da, e o știre din punctul ăsta de vedere. Crezi că genul ăsta de subiecte au uneori un scop nu, de nou ăsta De subiecte de non-subiecte am remarcat că prim mai mult la public decât acele subiecte care ar pe oameni să se intereseze în cel mai înalt grad. Uite, de pildă, știi care erau evenimentele și știrile? care făceau cel mai scăzut rating la un moment dat, cele despre sistemul medical îți vine să crezi. Și când le vorbeai oamenilor, înainte de pandemie, evident, despre sistemul medical, despre neajunsuri, despre lucruri, erau grave de structură și ar trebui să te intereseze, că nu sănătatea te să te intereseze, educația, dacă nu te interesează asta, ce te interesează? Nu, probabil că pe principiul, lasă că nu o să mi se întâmple tocmai mie. Exact subiectele alea făceau ratingul cel mai scăzut. Păi când? Exact lucrurile care ar trebui să intereseze în cel mai înalt grad. Interesează foarte puțin populația, ce zice politicianul la care trebuie să le rezolve? Bine că nu interesează. Că nu am o presiune asupra mea, să trebuie chiar să și le rezolvi, era să fie. Și de așa ne tragem și ne furăm singuri căciula în felul ăsta. Ți-am dat doar un exemplu. Da, dar cred că au da. oarecum un scop genul ăsta de non-subiecte și, și sunt amplificate pentru a acoperi alte lucruri. Sunt convins că există companii și consultanți care sunt în spatele unor oameni politici și care, la un moment dat, își pun mintea la contribuție, cum acopăr eu subiectul ăsta pe, care clientul meu nu îl stăpânește? Cum deviez atenția ca să nu mai stea toată lumea focalizată pe el și încearcă și în oricum succes lansează astfel de chestii. Dar e și foarte facil știind că publicul de pildă înghite mult mai ușor astfel de subiecte și are un apetit mult mai deschis către astfel de subiecte, să îi le livrez pentru că sunt la tot pasul decât să stai să faci anchete care să-ți ia și două, trei săptămâni. Spre asta a evoluat, au evoluat lucrurile. Sunt oare niște laboratoare de gândire cumva în spate sau sunt niște oportunități amplificate? Oportunități amplificate de instrumentele tehnologiei moderne pe care toată lumea le are la dispoziție la costuri minime în momentul de față. Toată lumea, câți puteau să-și cumpere o cameră video înainte? Să filmeze un eveniment. Cât Foarte costau? puțin. Acum am scos telefonul din buzunar și filmez 4K. Cu mult peste ceea ce putea camera aia pe care nu ți-o permitea în urmă cu 15 cu mult peste ani. standardul TV. Cu mult peste standardul TV. Cu mult peste standardul Deci, bă, sunt operator. Nu ești, mă. Ai un telefon, ești jurnalist. Crezi că ești. Și mulți încep să creadă că chiar ești. Despre asta vorbim. Da. Da. Cum crezi că e posibil totuși ca oamenii să fie mult mai interesați de circ decât de pâine. Ai, Întotdeauna ai... s-a întâmplat asta, încă de pe vremea Imperiului Roman. La ce foloseau luptele de gladiatori? Păi avem să le dăm pâine. Hai să le dăm circ. Întotdeauna a fost Uneori chiar, e, e, chiar populația cerea Exact. Este în interiorul speciei umane chestia asta. E și normal să fie așa. Simți nevoia să evadezi din tensiune. Evadezi din tensiune. Tensiunea poate fi și din lipsa pâinii. Adică nu? E mai evadezi în această tensiune cu ajutorul unui moment care îți schimbă atenția. Te face măcar confortabil pe perioada în care nu mai ești atent la ceea ce te doare foarte Căine tare de fapt și asta vezi scopul? de fapt. Asta este. Se aduce aminte de un eveniment, sau mă rog, despre un subiect care a fost mușamalizat, dar cu disperare? Uh, fratele lui Fratele lui Băsescu, Mircea Băsescu, cu Morman. Cum să nu? Antena 3 a dat filmulețele. Toată presa le mușamaliza. Omul acela nevinovat, prostic, este până au apărut filmele, da? Dar cum e când afli că, de fapt, filmele puteau să se le aibă toată lumea și nimeni nu le-a vrut decât Antena 3? Le-a primit. Cum e? Adică, îți dai seama cât s-a lucrat la mușamalizare și câte telefoane să abă, nu le dați. Bă, nu le dați dincolo. Nu a... Dar simți că totuși s-a mușamalizat și după ce le-am dat? După, nu s-a mai putut mușamaliza, că era prea evidente. Dar oricum, pedepsele au fost minime și au mers mai mult pe zona celui care a dat decât pe zona celui care a luat. Dar asta e altă discuție. Dar a fost o tentativă de mușamalizare cu toate armele existente la acel nivel și la acel moment, dar care n-a reușit. Dar care n-a reușit. A existat o tentativă. Și de-aia grea pentru că visa familia președintelui în funcție. Mai greu decât atât, e foarte dificil să se întâmple. Sunt unii oameni care nu gustă circ și pâine. Pur și simplu încearcă să își da. păstreze opiniile lor. Sigur. Probabil asta se întâmpla cumva și în romantică. Nu știu ce pățeau cei care aveau curajul de a avea alte opinii. Care Ce plură? crezi că pățesc cei care astăzi au păi nu gustă? Depinde de uh, zona socială în care se află. Am, uh, să zic, ca cetățean, punându-mă în pielea lui, poate confortul psihologic că n-am la țeapă. Adică că știu cum stau lucrurile și că nu sunt, uh, cum mai spune românul, prostul satului. În ghilimele, ne că jignesc pe cineva. Și atât. Ce se întâmplă în rest? Da, la momentul în care tu ai o opinie diferită, poți să Uite, fii stigmatizat. Uite, am văzut să... Ce s-a întâmplat cu oameni care au avut opinii diferite, fiind medici sau specialiști, în pandemie au fost călcați în picioare. Deși erau specialiști? Deci, deși erau specialiști. Dar au fost încălcați în picioare și sancționați și amendați chiar și jurnaliști care prezentau și opiniile acelor specialiști. Ceea ce mi se pare de o gravitate ieșită din comun și care până în acele momente chiar nu s-a întâmplat cu forța și cu frecvența cu care s-a întâmplat lucrul ăsta în pandemie. Și spun din perspectiva unui emisiune amendată, la un moment dat, cred că cu un cuantum de cam 100.000 de lei. Dar n-am fost noi singuri amendați și alte emisiuni de la Antena 3. Dar a fost o plajă foarte mare de presă audiovizuală, că în aia de scrisă nu există un. Știi că au încercat să bage și spațiul web în chestia asta? Da, da, da. Prin păi, da. Trebuie. Bun, da. Controlat. Exact. Și atunci, sigur că da, am rămas mască și cu un gust foarte amar, pentru că era ceva ce trăiam, deci difuzând mai lucruri care veneau tot de la niște specialiști. Erau ceva care nu se mai întâmplase cu forța asta până atunci. Au mai întâmplat, dar nu cu forța asta și cu metodă. Te simți cumva vânat? În... Da, pentru că eu am avut și alte informații despre care nu o să vorbesc, pentru că dacă vorbesc, automat ei sunt capabili să identifice sursa. Ori eu îmi păstrez Am avut și alte informații, chiar cu două săptămâni înainte să se întâmple prima chestie, vezi că a intrat în vizor. Păi de ce? Păi s-au întâlnit unii într-un loc, la o fundație și au zis că fac o listă. O strategie. O strategie, <laughs> exact. Ca așa Bun. era, am înțeles că era un a fost centru fost. de gândire. A fost un centru Cuma. de gândire, exact. Oamenii au dat în judecată statul pe motiv că e neconstituțională nu știu ce reglementare cu masca, cu asta. Puteau să o facă și constituțional, dar au ales o cale care era neconstituțională. Au câștigat în instanță și ce să vezi? Tot aia s-a întâmplat. Deci când vezi că și dacă câștigi în instanță. Dar nu mai există statul de drept? Care, noi? Din punctul meu de vedere statul de drept își dă proba existenței cu adevărat nu pe timp de pace, ci în momente de criză, când este supus stresului și trebuie să își arate la adevărata valoare, felul în care își respectă propriile reguli. De eu n-am auzit Or, în perioada asta exact să se vorbească nu. Nu s despre întâmplat. asta. Nu s-a întâmplat. Pentru că, în momentul când faci despre stat de drept emisiuni, din nou, constați că foarte puțină lume se uită. Și te întreb la ce a folosit dacă ai făcut-o și nu se prea uită lumea. Bă, dacă ei nu se uită, tu pentru cine faci? Pentru tine emisiuni? Păi tu știi despre ce Europa face pentru ei, dacă ei nu-și doresc asta o faci degeaba. Adică este o, o legătură biunivocă între subiectul ales de jurnalist și cel de partea cealaltă a ecranului care recepționează sau nu subiect. N-ai cum să insiști că devii prost. Dacă insisti la nesfârșit, e, e cam bancul ăla cu bulă. Uh, pentru mine să faceți, dragi elevi, o faptă bună. Bună, ce ai Am traversat o bătrânică. Gheorghe, am traversat asta de o bătrânică. Ion, p da, toată clasa. Păi dacă nu vroia. A trebuit împinsă. Exact. Deci nu <laughs> suntem în situația în care să insistăm așa că vrem noi. În vest au fost niște proteste uriașe. Când au simțit oamenii că li se încalcă nu prea și văzut uh... Au fost multe proteste. La televizor, la televizor, la televizor nu prea le-am văzut. văzut. Pentru că nici ei nu le difuzau la televiziune lor. Ok. Dar au existat în teren. La noi erau 5, 15, 20, 30. Asta e diferența. Nu funcționează o democrație și un stat de drept de dacă nu-ți funcționează presiunea socială și presiunea societății în sensul bunei funcționări a statului de drept. Dacă cei care sunt la butoanele unui stat nu simt presiune și ochii ațintiți asupra lor, deviază oricând. Puterea corupe. Puterea absolută corupe absolut. Deviază. Lumea nu a înțeles că stăm în puterea lui să pună presiune constantă ca lucrurile să stea în matca lor. Presiune constantă nu înseamnă că trebuie să înjuri, că trebuie să faci proteste în fiecare zi și din orice. Presiune constantă înseamnă că trebuie să-ți cunoști drepturile și libertățile. Și să te lupți pentru ele. Să te lupți pentru ele. Că dacă nu te lupți pentru ele, le pierzi treptat. Și odată ce le-ai pierdut, foarte greu. Le recuperezi. și posibil să nu le mai recuperezi în generația ta, ci probabil în alte generații. Și poate cu sânge. Și poate cu momente de tip 89 nedorite de nimeni. În felul și în forma în care s-au întâmplat. Uite, rețelele sociale păreau până la un punct ușor firave, naive, până au început să schimbe guverne, să influențeze alegeri. Păi, Cambridge uh... Analytics. Da. Se aduce aminte cum culegeau metadatele și făceau profiluri uh, pe baza datelor culese de platformele sociale, recte Facebook, și știau să țintească mesajul clientului lor politic fix la acei cetățeni uh, care erau mai disponibil pentru a le primi și a le a la ele. Adică nu au mai tras în toate direcțiile să consume muniție, au tras țintit, s-au dus fix pe zonele alea ca să vezi ce pot face platformele sociale cu datele tale. Uh, Nimic nu e gratis targetează, în cel mai bun caz, doar reclame. În cel mai bun caz, doar reclame. Când te duci uh, să dai probe ADN, pentru că vrei să afli din ce uh, grup uh, ai făcut parte și cine sunt strămoși. ce date ai livrat unora despre care nu mai ai control în momentul pe datele respective? Datele ADN. Cum pot fi ele folosite? Întrebare. Pot sau nu pot fi folosite? Sunt în siguranță sau nu sunt în siguranță? Într-o lume foarte globalizată, în care, să zicem, există un cetățean miliardar cu o boală rară. Este un exemplu teoretic. Nu spun că se întâmplă asta. Am pun întrebări că evoluează tehnologia și care ar avea nevoie de un transplant, dar nu are că nu există. Dar dacă are, are acces flaudulos la o bază de date ADN și vede că există în lume cineva compatibil cu el, la banii pe care are, sunt unii care cred că s-ar gândi că peste la să dau cămilă. Că e nevoie de organul lui? Întreb. Au fost piratate identități? Cărți de credit? S-au făcut plăți false? Sunt astfel de infracțiuni. de da. deci ce nu s-ar întâmpla până la nivelul ăsta la un moment dat? Mergând un pic pe, pe ideea asta, ele au mers mai departe, dacă ne uităm. În perioada recentă, au părut că și ele sunt cumva sub. mă refer la rețele sociale, au devenit cumva sub controlul autorităților sau. Au luat parte la. Au luat parte la. E mai degrabă. Cum le vezi? Cam, cam... ce direcție crezi că păi, eu vor veni? Păi, orice monopol este îndreptat câtă vreme dispare. Capitalismul este perfect cât, e, cât timp e concurențial. Concurența și democrația. În momentul când există monopol, nu mai există o entitate alternativă în care să te poți muta la un moment dat, dacă nu-ți plac serviciile respective. valabil în economie, peste tot. Nu poți să te lipsești. Nu? Adică, cum ar fi să dispară o platformă de asta de tip Facebook pentru domnii miniștri de peste tot din lume? Dintr-o dată ar fi nei ca nimeni. S-ar simți decuplați total de publicul la care aveau acces în timp real. În timp real, non-stop, de dimineață până seara. Apropo de acces la... Și atunci, uite așa, vine simbioza dintre platformă socială și interesul politic al celor aflați la putani. Nu mai pot unii fără ceilalți. Și atunci pusează și unii și ceilalți. Și apar joint ventures, ca să zic așa. La modă. Tacite, eventual. Adică nu trebuie ceva scris și nu trebuie un telefon dat. Se sudează automat colaborarea asta pentru că și unii și alții își dau seama că nu pot unul fără celălalt. Și de la sine se întâmplă lucruri. Nu trebuie să fie ceva ascuns neapărat. Tot acolo ajungi, în final. Mergând pe. torcându ne puțin la, la ideea de circ. A fost la un moment dat o fotografie celebră cu un premier, care stăte, sau o filmare cu un premier care stătea la semafor. Nu știu dacă-ți aduce minte. doar stătea la semafor. Da. Și a fost viralizată, circula pe internet. Era un lucru extraordinar că un premier, ce să vezi, stă la roșu la semafor. Bineînțeles, după aia am aflat că, de fapt, o, circulația era oprită. Da, Dar, mă rog, asta. Da, e, e Cum vezi de, de acțiunile imagine. astea de PR, adică Campanțe merg în zonă. Campanie de imagine. Da, dar pare ușor. Pentru cine? Pentru un om informat care își pune întrebări. Câți au văzut doar știrea că stă la semafor și câți au văzut și continuarea? Primul impact este. Al Ce a aflat prima dată? Ce a aflat prima dată? După aia nu mai contează. are impact mult mai scăzut. După aia, să zicem că la două-trei zile ai aflat că de fapt a fost o regie. Cei care au apucat să aplaude la prima impresie că omul acela a stat la semafor, deși Edita mai premierul. Au fost cu siguranță mult mai mulți decât cei care între timp au aflat că a fost o regie acolo. Și atunci, avantaj din punct de vedere al imaginii sau din punct de vedere al echipei de PR, măcar. Da. da. Am avut niște proteste celebre în România și atunci s-a vorbit, spuneau, domne, noi ieșim în stradă pentru principiu, nu pentru pâine. Da. Care Dar era în ultimii ani, dacă ne uităm mai cu atenție, era un principiu foarte important de apreciat. Și aici mă refer la drepturile individuale. Da, nu, nu, nu au trot. ales cumva pâinea? Uite, vezi ce. Nu știu dacă au ales măcar pâinea. Cât costă pâinea în ziua de azi? Bine, pâinea e generic vorbind. Da, generic. Cât costă litru de benzină? Cât costă litru de motorină? Cât costă pâinea astăzi față de cât costa acum 3 ani, nu? Vrei să spui că le-am le pierdut Am pierdut treptat și pâinea și am pierdut treptat, și treptat, treptat, drepturile? O să pierdem și una și alta. Uh, pierdem puterea de cumpărare. Uite, inflația e de 15%. Și nu e evident că ai pierdut din pâine, practic. Din puterea de cumpărare înseamnă pâinea, de fapt. Ok. S-a dovedit că ai pierdut într-o etapă recentă a existenței statului român din drepturi și libertăți. Veneau pe bandă rulantă cu în instanță. Care ce dovedeau? Că s-au încălcat drepturi și libertăți. Numai că, din cauza sistemului juridic din România, Hotărârea se aplica doar celui care a acționat în justiție și nu și celuilalt aflat în aceeași situație care n-a acționat în justiție. Ciutat. Pentru că nu e ca în Statele Unite ca o instanță să facă uh, lege, ca să spun așa. Adică ai e hotărârea, e precedentul, să Adică, adică să meargă pe, pe, precedent. Nu. Apropo de asta, avocatul poporului, doamna Renate Weber, și-aș vrea să citez, spune așa, când drepturile colective sunt impuse prin constrângere, cele individuale deja au murit. Categoric. Păi că ni s-au spus că, domne, e dreptul la viață mai important decât drepturile tale individuale. Cine hotărăște asta? Unde scrie în Constituție chestia asta? În ce articol care reglementează statul român, Constituție și lege, scrie chestia asta? Nicăieri. Nicăieri. Ok. Păi cum e să aplici ceva ce nu scrie nicăieri unei întregi societăți? Asta înseamnă putere la discreția celui care o aplică în momentul ăsta. Asta înseamnă că e limpede, nu te uiți în cărți. Bă, e, statul român e reglementat de niște legi. În primul rând, Constituția pe care ce să vezi, trebuie să o respecti. Nu-ți place? Bă, întâi o modifici, dar câtă vreme e în vigoare, în forma asta, o respecti. Nu-ți place? Trebuie să o modifici. Dar știi de ce nu o modifică? Că e foarte greu de modificat. E foarte greu de modificat și, atunci și mai eu... trebuie și un referendum. Și atunci e mai ușor de încălcat. Păi s-a dovedit că o încalci cu succes și nu pățești nimic despre ce vorbim. Nu odată, de 11 ori. Pare că am mers un pic în alt subiect, dar Vorbind despre drepturile omului, dar aș vrea să, să citez pe Cicero, care spune că răul nu se află în sine, în pâine și circ, ci în dorința oamenilor de a-și vinde drepturile de oameni liberi. Corect. Ceea ce înseamnă că specia umană e aceeași, măcar de la Cicero încoace. Nu s-a schimbat nimic. Pare că, pare Metodele că cumva nu a au evoluat nimic. pentru că tehnologia a evoluat și nimeni nu putea să-și închipuie pe vremea lui Cicero ca să apară astfel de instrumente care să-ți dea ta putere. Uite, în ziua în care, în China au un sistem care poate urmări 98% de populație într-o secundă. Păi Ceaușescu nu crezi că de acolo de unde e, pălește de, 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 de invidie și de nervi, lui ca să urmărească un om, să-l asculte telefonul, avea nevoie de o echipă de cel puțin 8 oameni, ca să stea 24, din 24 în centrala telefonică. O inepție mai mare, mare, eu n-am nimic de ascuns. Nu, n-ai nimic de ascuns, de acord. E o rozincă, un stereotip. Dar în momentul în care, la un moment dat, Poate cineva să-ți facă un abuz și tu nu mai ai nimic de spus în momentul acum cum ar fi? A, cât timp nu te atinge, nu-ți pasă. M-am gândit de multe ori la asta, dar acum am ocazia să -s 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 întreb. <hê> cum faci față în emisiune când ai invitați politicieni care mereu păstrează, cum să zic, discursul la nivelul la de pontaj de, de partid? Eu revic cu întrebări, sub altă formă, în speranța că... Până la urmă, publicul își dă seama despre cine e vorba în fața ta. Adică, despre asta, asta faci, nu ai ce să faci altceva. De ce? Pentru că înainte, discuții, of de record, știau că sunt un om informat, am acces la cercul, știau cum sunt tau lucrurile. Știau că oricând pot să-l contrazic pentru că am fost de față și așa mai departe și în emisiune zicea exact invers în speranța că eu o să tac sau ceva de genul ăsta. Adică până aici am mers tupeu pe principiu că lasă că dacă chestia e 8 de record, precis că o să o înghită de data asta. Deci asta e lipsa de caracter. Ți se pare că totuși genul ăsta de circ are un efect, nu știu, e util, politic? Ei, cred, ei cei care l-au practicat și a intrat în logica asta, probabil că nici n-au timpul să analizeze exact și primesc de la consultanții pe care am angajat rapoarte de beneficii, cost-beneficiu, ca să spun așa, rapoartele aia care arată bine pe hârtie pentru ei, încât folosesc în continuare metoda. În politică se întâmplă un fenomen. Când cineva inventează o armă și o folosește, o folosește cu succes împotriva adversarului, chiar dacă e imorală arma respectivă și poate chiar și ilegală. În momentul în care adversarul ăla a pierdut pe arma asta inventată de celălalt, nu o să fie atât de prost încât să nu o folosească și el data viitoare. Și de aici rezultă o ambalare în continuu și cine poate să oprească ambalarea asta? cetățeanul domne, care este factorul de presiune de care se teme orice politician. Domne, când cetățeanul zice, gata, bă, nu mai mușcăm. Nu mai vrem să mușcăm. Și simte presiune din partea publică. Care înseamnă? Scăderi în sondaje și alte lucruri se calmează. Nu, da, apropo schimbă registrul, dar la noi nu mai există presiune. Apropo de asta, nu la noi este mereu este votul, mai e votul negativ. Adică pare că, nu știu, ori vor sânge, ori... Da, este votul negativ pe care se mirau parcuri, găinați pe bănci și șerpi, chestii, să miră. Se miră. M și au ales ce au urât. Problema mea nu este asta. Problema în momentul de față, care îmi dă de gândit, este dacă votul chiar mai este corect în România. Urmează 2024. Patru rânduri de alegeri. Noi am văzut niște lucruri. Eu am început prima mea anchetă publicată pe prima pagină. A fost în 1992, când au fost alegeri prezidențiale și parlamentare, și când am descoperit buletine de vot la o genă de gunoi din drumul taberii, buletine de vot arse, incendiate, dar nu -au, au ars pe de a -ntregul. și se vedea ștampila de control a secției și votat pe Convenția Democrată, în tomberoane de la o secție din drumul taberii, într-o școală. Păi, eu așa am debutat în anchetele mari, cu poze cu buletinele alea de vot. Dacă în văd, urmă, la distanță de câți ani, să de la sectorul 1 și bălmăjerile de acolo și faptul că nici până acum s-a desfințat o secție specială, că procurorul de la secția specială nu îi audias exact pe șefii de birou de secție care erau judecători și procurori, când erau oamenii cei mai importanți să deslușească ce s-a întâmplat acolo. Că s-au dus dosarele după ce s-a desfințat și nici până astăzi n-am un final de anchetă. Fie că a fost sau nu a fost. Nu e, un final. Să închidem subiectul. Ce să mai ai de spus? Probabil va fi închis după ce se termină Ce mandatul? să mai ai de spus? Rămâne întrebarea. Alegerile sunt oare corecte în România? Care crezi că ar trebui să fie caracteristicile unei teme ca să devină de interes public? Să fie un subiect, într-adevăr, să merite atenția publicului? Deci n-am -am făcut să decid eu. Eu, din punctul meu de vedere, pot să decid că sunt niște teme foarte mari. Asta cu drepturile și libertățile care se probează exact în momente de criză, nu pe timp de pace. Când toată lumea o duce bine și nu se întâmplă nimic. Nu. Un stat în seriozitatea lui se probează în momente de-asta. Tensiunea. Ai nu știu câte crize suprapuse. În astfel de momente se probează uh, soliditatea unui stat de drept și care să-ți respecte drepturile și libertățile. Dar pentru publica să detecteze mult mai ușor unde este circ, unde e o temă de interes, unde e un subiect eu, care eu, este eu real, am, ce sfat ai putea să le dai? Eu luie? nu am soluții pentru public respectiv, pentru că eu am făcut școală, am instrumente, știu că dacă e alb, e alb, dacă e negru, e negru, pot să transfer felul meu de a gândi către altcineva. Eu pot să-i propun subiecte în funcție de capacitatea mea de a analiza și de capacitatea mea de a dovedi ceva în momentul respectiv. Oamenii au tendința, de a au fi... tendința tot timpul de a se bucura de, de pildă când i-a un politician, Bun, te bucur că a fost arestată Udrea. Deci vor sânge. Vor sânge. Da, vor sânge. Și pe bună dreptate, vreau, vreau să se răzbune pe un regim care a distrus foarte multe lucruri care nu cred că vor mai putea fi vreodată reparate. Și doamna respectivă a avut uh, proasta inspirație să se mediatizeze ca și când ar fi imaginea acelui regim chiar mai mult decât Treambăsescu la un moment dat. Epata prin mediatizare. Foarte mulți s-au bucurat când au fost în pușcărie pe principiu că își merită soarta. Probabil că din punctul ăsta de vedere al imaginii regimului își merită soarta. Bun, dar dacă uh, a făcut ce a făcut grav și a încălcat legea, condamnă corect. Respectând toate procedurile. E o întreagă discuție despre <coughs> faptul că un complet n-a fost corect, mă rog, compus, neconstituțional, că unii nu vor să respecte decizia Curții Constituționale cu completul Deci ajung de să, să se lovească de, de aceleași probe. Aici? nu corect să facă și 25 de ani de pușcărie, n-am nicio problemă. Dar acum nu pot să îngrop subiectul drepturi și libertăți doar pentru că i de bine udrei în pușcărie. Corect. Ca jurnalist nu poți să faci asta. Principiile așa. nu pot avea sezoane, în funcție de exact. cum îți convine. Sunt unii care ieșeau cu semnul grătar în față, ca să nu-i zic hashtag, în piață pentru tot soiul de chestii. Acum se întâmplă niște lucruri foarte grave mult mai grave decât cele pentru care ieșeau și tac și stau în casă. Unde-s principiile? În vacanță, probabil. Într-o veșnică vacanță, se pare. Aș vrea să închei cu o întrebare da. directă, simplă și la care aștept un răspuns sincer. Crezi că prin discuția noastră de aici am flăierat cumva în biserică? Habar n-am și puțin îmi pasă. Te rog să mă vezi că puțin îmi pasă. Sunt prea bătrân ca să mai impese în meseria asta. Mulțumesc mult, Răzvan Dumitrescu, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și mult succes în, în ceea ce faci. Și eu mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Să știți că nu avem taxă pe concluzii, așa că vă așteptăm să interacționăm. Numai bine!